Lumea cărților de astăzi, dragi prieteni, este una atipică în sensul că de această dată am renunțat la stilul obișnuit de prezentare pe fondul unui șir de întâmplări pe care le-am putea cataloga drept ridicole dacă în spatele lor nu s-ar ascunde realități șocante. Nu este destul că scriitorii români, făcătorii de cărți așadar și depozitarii viitoarelor mărturii despre civilizația noastră sunt în imensa majoritate siliți să trăiască în condiții mai mult decât modeste, la și sub pragul de supraviețuire. Ceaușescu îi apăsa cu cenzura sau îi izola în zonele poleite ale caselor de creație. Astăzi sunt preferate metode mai subtile. Cine nu face ciocul mic riscă presiuni care pot merge până foarte departe, deoarece, dacă securitatea a murit ca instituție, metodele sale sunt aplicate sistematic până și acolo unde nu te aștepți. Cazul la care mă voi referi este acela al scriitorului și jurnalistului Marius Marian Șolea. La 31 de ani, acesta se numără indiscutabil printre performerii generației sale. Membru al Uniunii Scriitorilor de la 24 de ani, el a publicat până acum 12 cărți, alte 6 fiind pregătite pentru tipar. I-au apreciat opera unii dintre cei mai importanți critici și istorici contemporani, precum și 10 de scriitori consacrați, inclusiv prin intrarea în manuale. Deține un mare număr de premii literare, este prezent în paginile unor prestigioase reviste de cultură din țară și din străinătate și, în plus, este un foarte activ promotor cultural. A păstorit câteva antologii, a organizat festivaluri de poezie, etc. Cum de 2 ani este și doctorand al Universității din Iași, mă întreb când are timp pentru toate, mai ales că, din august 2004, a devenit și consilier în Ministerul Culturii și Cultelor. O carieră demnă în sine și demnă de invidiat, s-ar putea spune. Ei bine, nu a fost să fie așa. De o corectitudine despre care unii prieteni afirmă că este împinsă până la absurd, Marius Marian Șolea nu s-a mulțumit cu postura obișnuită a funcționarului public. Nu și-a pus, vorba poetului, mânecuțe negre pe zâmbet. Apărând interesele culturii românești scrise, a provocat la începutul acestui an un adevărat scandal. Premiat fiind de revista Luceafărul, eveniment transmis în direct de televiziunea publică, Marius Marian Șolea a demascat o întreagă serie de nereguli grave petrecute la Ministerul Culturii și Cultelor sub aeriana conducere a domnului Adrian Iorgulescu, despre care nu întâmplător a scris cum a scris de curând, reducându-l la dimensiunea nimicului, domnul Gabriel Liceanu. Urmarea gestului tânărului scriitor a fost cel puțin ciudată. Pe de o parte, nimeni nu s-a autosesizat, poliție, procuratură, curte de conturi, și nu a verificat dacă semnalele lui Marius Marian Șolea sunt corecte. Iar pe de alta, în cea mai pură tradiție a metodelor securiste din anii 50, asupra lui s-a declanșat un șir de presiuni inimaginabile. De la cele administrative, la amenințări directe sau indirecte, s-a făcut aproape orice pentru a fi redus la tăcere. Ba, la un moment dat, i s-a propus și o promovare care i-ar fi mărit salariul actual, sub 6 milioane de lei vechi, de câteva ori. Omul Marius Marian Șolea a rămas pe poziție. În cadrul unei ediții a Lumii Cărților am prezentat, cu documente viabile, cele întâmplate la Ministerul Culturii și Cultelor, paralel cu anchetele publicate de câteva ziare și reviste cunoscute. Ziua, Capital, România Literară sunt doar câteva dintre ele. Nu am fost surprinși de faptul că nu s-a întâmplat nici de acea dată nimic. Mai mult, cele petrecute în ultimele zile țin de zona penalului. Concret, prezentându-se la casierie instituției pentru a ridica un avans în vederea unei deplasări oficiale, după ce i se indicase strict o anumită oră, rețineți acest amănunt, scriitorul a observat o sumă de 500 de euro sub tăvița ghișeului, aparent fără stăpân. A atras atenția asupra acestui fapt și a înmânat banii casierei. În numai 2-3 minute, parcă teleportați, alt amănunt de reținut, au apărut doi polițiști care, dintre toți martorii, l-au interogat pe Marius Marian Șolea ca principal suspect al unui furt în sumă similară reclamat cu o săptămână înainte. Inițial, scriitorul a luat această poveste ca pe o glumă proastă, numai că ulterior s-a văzut citat în dosarul de urmărire penală construit de lucrătorii secției 2 poliție din București, care nu au ținut cont că în ziua în care s-a produs presupusul furt, Marius Marian Șolea fusese în minister înconjurat permanent de 4 persoane. Dați-ne voie, prieteni ai Lumii Cărților, să fim convinși că există aproape certitudinea că ne aflăm în fața unei înscenări sinistre. Însă citația prin care a fost chemat vinerea trecută la secția 2 poliție prezenta o serie de lacune, câtă vreme în ea nu sunt precizate nici cauza și nici calitatea celui citat, martor, învinuit. L-am însoțit pe Marius Marian Șolea la secția cu pricina, dar stupoare. După o scurtă convorbire cu locțiitorul comandantului, foarte agreabilă de altfel, la care am fost prezent,
Scriitorul a constatat că ambii inspectori care semnaseră citația, Ciobanul D și Lupul M, erau sublimi, dar lipseau cu desăvârșire. Unul era ba în concediu, ba la spital cu nevasta, iar celălalt a plecat în grabă, având pasemite un caz urgent. Să mai vorbim de respectul datorat cetățeanului pe care îl convoci într-o astfel de instituție este de prisos. Am discutat cu scriitorul mai întâi înainte de a intra în secție. Marius Marian Șolea, te rog să-mi spui acum înainte de a intra la secția 2 poliție a municipiului București, de ce ai fost chemat? Dacă știi ceva despre motivul chemării tale la acest sediu? Deocamdată nu, am numai bănele. În citație nu este menționat nimic, nici motivul și nici calitatea, decât este dat un număr de...